Teiul ne încântă cu aroma lui plăcută la fiecare sfârșit de primăvară și început de vară și cel mai probabil nu există român care să nu fie avut măcar o dată ceai de tei în bucătărie. Acesta este extrem de sănătos dacă este consumat cu moderație. Ceaiul de tei este recomandat și persoanelor cu afecțiuni gastrice, renale sau cardiovasculare. Infuzia din flori de tei fluidizează sângele, reduce riscul apariției de cheaguri de sânge sau tromboză, curăță rinichii și ficatul, ameliorează inflamațiile și calmează durerile de la nivelul acestor organe. Pentru indigestii se recomandă amestecul de ceai de tei cu ceai de mentă și cel de mușețel. În caz de răceală, gripă sau bronșită, ceaiul de tei favorizează transpirația, eliminarea toxinelor și reduce febra. Este folosit și pentru a se face gargară sau inhalații, calmând durerile în gât, durerile de cap sau presiunea de la nivelul sinusurilor. Infuzia de tei s-a dovedit utilă și pentru înfrumusețare. Compresele cu ceai de tei cicatrizează rănile, eczemele sau urmele lăsate de acnee, reduc ridurile și cearcănele. În plus, unii specialiști susțin că teiul ar favoriza și grăbi creșterea părului, motiv pentru care se recomandă clătirea părului cu ceai de tei și masarea rădăcinilor, firelor de păr, de 2 ori pe săptămână. Acest ceai este consumat din cele mai vechi timpuri. În prezent este unul din cele mai populare ceaiuri de la noi din țară. Poți să bei ceai de tei oricând, indiferent de anotimp. Chiar dacă cei mai mulți îl consumă în anotimpul rece, ceaiul de tei se poate consuma chiar și vara cu gheață. Cel mai bun moment pentru a aduna aceste flori este imediat după înflorire. După recoltare, florile de tei sunt uscate imediat și conservate cu atenție.